consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local al Consiliului de Județul Bacău, ținută astăzi 31 mai 2023, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri, într-un total de 13. Președintele de ședință este doamna viceprimar Jeanu Ierasimă. Bună ziua! Înainte de a începe, de a da citire ordinii de zi pentru procesul verbal anterior, de la ședința anterioară, este ceva de adăugat? Cine este Petru? Cine este Petru? Atunci? Da, 12 voturi cu Petru, apoi abținere cu Sfântului Român, care a fost absent motivat. Bun. Dăm citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului, județul Bacău, și a structurilor subordonate Consiliului Local din județul Bacău pentru anul 2023, inițiat de primar și avizat din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu județul Bacău și legea SPC Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap instituționalizată în cadrul centrului rezidențiale pentru și aprobarea construcției Consiliului Local al Comunității Vest pentru susținerea persoanelor cu handicap în comunitatea de județul Bacău în anul 2023, inițiat de primar și avizat din partea comisiei. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vest de Țăpacău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale al Comunei Vest pentru anul școlar 2022-2023, inițiat de primar și adus în partea Comisiei Specialitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție a bugetului local al Comunei Vest de Țăpacău până la data de 31.12.2022, inițiat de primar și adus din partea Comisiei Specialitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de sterilizare gratuită a animalelor, fără pedigree, cu stăpân și fără ternere, la nivelul Comunei din Vest, Vestul Bacău, inițiat de Consiliul Local al Comunei din Vest, Avrocu Giurgian, Avrocu Giurgian, Sărza, Manole, Tavaloan și avis din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie iulie august 2023, inițiat de primar și avis din partea tuturor comisiilor. Acestea sunt cele 6 proiecte. Dacă suntem de acord cu ele și doamna președinte, ar dori dacă se poate adăuga și punctul de vedere. Tocmai urma să spun asta. Am mulțumesc pentru ajutor. Deci pentru 6 proiecte plus diverse. Cine este de acord? Da, pentru diverse, trebuie să puneți video pe YouTube ca să posteze domnul consilier și au filmat. Da, deci suntem de acord cu cele 7 proiecte. Dar nu avem de proiecte, nu? Propun începerea ședinței cu punctul diverse, având în vedere că este domnul Irini aici, să mulțumim pentru toate cele 5, pentru cele 6 proiecte. Sunteți de acord? Da, eu am ceva de obiectat. Să începem cu punctul diverse dacă se discută strict despre problema locatarului. Dar de ce domnule? Lasă-mă să vorbesc! Lasă-mă să vorbesc! Da, urmează să aducem la așa. Când? 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 Când?
da, sigur. Trebuie să facem achiziția și vreau să vă spun că știu ce fie. Da, o altă problemă. Până, o venit 3 săptămâni nevastă mea pentru aprobarea dosarul ăsta pentru APIA. O venit peste alte firme, o intrat imediat la semnat, vă cunosc. Numai pentru noi este lege. Pentru ăștia nu este lege în comuna asta. Care firme, domnul Ierimie? Da, hai să o luăm la domnului. Mihai Ierimie și imediat ați spus totul la dispoziție. Da, domnul Corușa. Pentru mine este lege și pentru... Nu, ascultați un pic. Acea adeverință pentru oameni trebuie semnată de următoarele persoane. Da. Casier. Da. Secretar. Da. La urmă primar. Da. În momentul când acel document a venit semnat de toți cei care trebuie să semneze pe acea adeverință, într-un minut, în câteva secunde, este semnat de primar, pentru că au fost verificate acele documente. Da. Dacă domnul Ierimie, nu știu cum a venit, că veneau în serie, am avut câte 3-4 adeverințe semnate în același timp. Da. S-a verificat, domnul Ierimie. Haideți, dacă vreți să vorbim. Acele documente, acele adeverințe, au fost când au ajuns la masă, pe masa primarului, erau semnate de compartimentele care vi le-am spus. Doamne, da. Pentru mine este lege și pentru alții nu este lege. Vă mulțumesc! Doamna președinte, cum vă spun, n-aș vrea să intervin la punctul ăsta, dar ținând cont de faptul că s-a ridicat această problemă de către domnul Ierimia, într-adevăr, anul ăsta cu un specific aparte, așa, la noi la Rivers și nu numai. Adică, cam numai la noi. Eu nu contez ceea ce spune domnul primar în momentul de față. Este adevărat. Nu neapărat casier, trebuie să ținem. Dar și fiscal. Ce fiscal? Asta o prevede legea și nu-i legea, nu-i tocmai. Problema este alta. Ați dat prea mare cutinii unui casier care își face campania electorală la ghișeu. Exact. Și unora, știți dumneavoastră, domnul o coasă, da? De la USR, de face campania. Probabil, la unii semnează foarte repede, la alții lasă mai verificăm. Deci, s-a întâmplat și nouă treaba asta și am venit printre mulțumit tocmai ca să nu bulversăm, pentru că nu schimbăm. Am avut semnate, pentru că am avut și documente. Și mai avem de-a toți și la toți ceilalți. Dar trebuia din timp, trebuia lumea în știința. Dom'le, anul acesta se strâng toate documentele. Noi am avut vizate contractele în fiecare an. Le avem la registru agricol, toate contractele au fost vizate. Anul ăsta s-a cerut din nou. Dar problema este că domnul casier, domnul la Ghișeu, a vrut să-și facă treaba cu resursele noastre. Adică am fost eu nevoie să-i aduc eu titlul de proprietate a lui Y, care era treaba lui, domnule, treaba lui să umple prin sat, să vadă, pământul ăsta trebuia înregistrat din 2005 și 2006 când se plătește impozitul. Era treaba lui... Domnule, era a compartimentelor din primărie să fără acolo. Deci acolo trebuie să... Eu când am adus la compartimentul agricol, nu aveam nevoie să știm că contractul meu a fost înregistrat și fiscal. Eu le-am adus, nu mi le-au vizat și am plecat. Acolo, domnul, a fost un scurt circuit. Cei de la compartimentul financiar. Ne ții la treabă, domnule. Ne ții la treabă, dar nu să ai lumea. Populația trebuie să fie. Oamenii stăteau cu cele de capitele de cele de început. Deci a fiat o lună de zile. Deci anul ăsta, tot ce s-a verificat, la anul mai stai. Pentru că ala din UAD-ul au făcut ani de răzut. Dacă ți-ai trebuie să vedem că acum am descoperit că de fapt pământul ăla, dar nu tine la lumea. Eu lucrez un teren. Eu fac agricultură, eu muncesc și eu de două subiții nu cer nimic. Eu cer la aia, acolo am responsabilitate. Deci, e treaba ca să se ducă pe teren, să vadă la cine pământul. Deci, cine lucrează? Nu treaba mea să-i aduc eu mâna la lumea la Ghișeu. Și aici ajungem la ceea ce spunea domnul Ierimia. Unii au venit și au plecat foarte repede. De ce? Pentru că sunt oameni cu care. Nu așa, baia electorală. Îmi pare rău. Din păcate, lucrurile astea se răspând și asupra dumneavoastră. Exact. El își face acolo treaba lui, dar duce cu direcție în altă parte. Poate n-ați văzut lucrul ăsta, noi am observat. Da. Eu vă spun și mă repet. Domnul, deci eu mai în măsură să vă dați un punct de vedere pe ceea ce v-am spus eu. În momentul când pe masa primarului ajunge un document nesemnat de cei care trebuie să-și asume, nu o să-l semneze. Adică vrei să se întâmplă. Vrea să-i puni să vedeți din treaba asta în decembrie. Le-am pus în vedere. Adică tot anul el... Și nu s-a făcut nimic. El m-a așteptat la mânta, nu se vină un an, să vină un an, să vină un an, în cravată și să fac eu... Nu știu, un lobby sau un lobby sau un
au depus cei care au venit să-și depună și au vrut să-și depună. Au depus în tăiași. Unde s-au mai lăsat? Unde au mai lăsat? Eu nu știu cine s-au lăsat. Înseamnă că n-aveam un spațiu de probleme. Sunt probleme la nivel național, la fel. Sunt terenuri care sunt creați. Eu am contracte pe numele lui X, dar de fapt ești în proprietate pe străbunicul nu știu care. Da. Eu n-am avut de exact. Ci oamenii vom încheia contractul, eu îi dau rezidență, plătesc impozit pe pământul ăla, ar trebui să-l plătească el, dar eu îi plătesc impozit pe profitul, prin ceea ce dau lui. Proprietarul trebuie să plătească. Proprietarul trebuie să-și plătească. Și e treaba ta, să-i treaba ta, el să-și plătească. Asociația plătește taxe la primărie, terenul respectiv? La dumneavoastră. Asociația care? A voastră, nu poți. Societatea de... Societatea voastră. Noi nu plătim impozitii. Cetățeanul trebuie să plătească. Da. În orice contract încheiat cu agricultorul. Eu am întrebat să vă spun. Nu, nu, nu. Nu, domnule. Noi plătim impozit de profit. Haideți să încheiem și vă spun de ce vreau să încheiem. Pentru că toți cei care au fost în regulă și au depus, le-au depus în termen. Care nu au mai vrut să depună, nu-i problema noastră. N-am mai vrut pentru că s-au descurajat. Deci ea să vină cu un dosar, una de la un contract încheiat. Pe contractă părea unul murit între timp, moșul nu a avut contract încheiat cu nepotul, că nepotul nu s-o înțeles cu moșul. Dar nu-i treaba mea ca lucrător de teren să mă duc eu să-i înregistrez serenul. Hai, treaba, ai zis tu. Deci, a personal, agentul fiscal, ca să iau din zona respectivă, trebuie să schimbă terenul ăla din zona aici să lucrează. Cine l-a? Cine plătește impozitul? Într-adevăr, noi cred că la nivelul primării, pe terenul de adică, nu ca să știu. Deci, avem sutări de conștiințe. Deci, 50% nu se plătește. Haideți să vă spun ceva. Eu am înțeles. Bateți un casier sau așa. Nu! Problema este la registrul agricol, nu la casier. Registrul agricol trebuie să știi și să anunți compartimentul financiar. Aici e problema. Aici e problema. Aici e problema. Mână diferi. Pentru că anul acesta le-am spus și le-am pus la cam. Nu mă vezi. Deci la anul, cu siguranță, o să mergem mai ușor. Da, am înțeles. Deci ați înțeles, domnul. Da, domnule, vă mulțumesc să trăiți. Vă mulțumesc, vă aștept. Nu am răspuns clar, cu eliminatul și cu drumul. Nu, dar acum nu mă ajungă, acum îi interpelanțez de acolo din viață. Da, uite. Tu dacă unde pui, unde pui, ai vedea cu grăbația? Ai dat, eu spuneam. Cum vedeți, când vin în comună, merg pe toate drumurile. Și cred că am făcut filmatele care am făcut să le bani și consiliere care nu merg. Eu cred că merg toți, dar nu se filmează. Domnul primar, am venit la dumneavoastră, am avut o discuție mai lungă cu dumneavoastră, deci tot și vara starea drumului. N-am primit pe toate drumurile, cred că la fel că sunt nici asta. A doua. Știm alea două poduri care urmează să construiască pe valere. Majoritatea spune, domnul Cuseu, vă lăudați cu două poduri și domnii de înainte au făcut trei poduri în șase luni. Zic, doamne, să spună primarul de ce s-au făcut trei poduri în șase luni și noi reușesc eu, mi-am luat o responsabilitate în față de cetățeni, în loc primar și restul, că o să fie făcut. Domnul primar, vă rog să-mi răspundeți cu balastarea drumurilor că este dezastru. V-am zis, este ca la casă, mergi? Este adevărul, deci nu-i... Și balastul de calitate și contactare. La casă, nici la asta ce? Deci gardurile și cei împrejur, copaci și tot, e ca la casă. Deci mergem, e adevărat. Deci nu-i de deci nu-i camicază. Ca la casă, nu camicază. În sfârșit, aici dacă vine un consiliu local și doar fi mișto și... Eu vă retrag să... Deci eu vă retrag să... Deci eu vă retrag să... Deci eu vă retrag să... Să-i răspund, domnule consilier, ca să mă ustă. Mă, poate mai vreau să ne pun și-o ascunse. Eu înțeleg foarte, foarte bine pofta dumneavoastră de a veni în comunitate, pentru că veniți la... Și când veniți, aveți un apetit așa de a vorbi. Consilierea, că eu nu am și v-am zis, fac și eu politică, îl faceți dumneavoastră, suntem toate culorile în Consiliul, Consiliul Colorat. Dar să nu credeți că domnii consilieri, mai ales că stau aici, chiar dacă vor sau dacă nu vor, trec pe drumurile astea, vin pe drumurile astea. Situația financiară îi face să întârziem. Da,
avem bani, următoarea perioadă, am mers pe drumuri, ne-am dat cu graderul, le-am îndreptat și în săptămâna viitoare sau aia altă, în funcție de cum facem achiziția, o să dau la stăm cu sol. La drumul, altă perioadă. Problema celor două poduri care mi-a să construiască cel programul Angel Sat și primarea aia, zic, deci nu a nimic, nu se lotece orice domnului, că zici că se lotece orice domnului și zice, doamne, au construit 3 poduri în 6 luni. Dumneavoastră vă lăudați în începutul mandatului, urmează să se construiască două poduri pe Valea aia. Zic, am fost aici la domnul primar, v-a zis și domnul primar să zică ce face cu două poduri. În ce s-a dus? Da. Și lăsăm... Deci am terminat cu avizile. Tot ce înseamnă avizii și documentația pentru a putea fi construită, solicită la cei care ține. Pur și simplu, mi-a ridicat o platformă la Angel Sat, nici nu așteptam să vă mulțumesc, pe dar sunt serioare. Vă rog, domnul Geam. Mulțumesc, doamna președinte. În comunitatea domnului Desuio, care nu știu dacă e apetit sau nu ar vrea să mă gândesc la ceva. Desul, într-adevăr, mă surprins pentru că de-a lungul timpului el este un pește în calitate la postul primar, consilier. Așa. Nu poate face diferența între, într-adevăr, postul consilier sau pălăria asta pe care o poartă el acum de consilier local. Pare că e cam mare pentru capul lui. Pentru că nu este hotărât în capul lui. Se pare că el abia acum a coborât. El într-adevăr a călătorit, dar cu avionul. Că de sus comuna se vedea frumos, acum e într-adevăr când vine pe drumul, pe pământ, le se pare că, na, nu-s chiar gros. Uită sau singur se contrazice în anumite poste. Pe de altă parte, îi dă și dreptate, acolo pe unde a mers el atunci a primat zilele astea, în urmă cu ceva nu erau nici drumuri. Se mergea prin pâlă. Am făcut drumuri. Acolo unde altă dată se trecea prin pârâu, se trece prin pori. Altă dată îi plăceau acele poduri, îi duceau îmbărbărat cu copiii. După aia nu-i mai plac. Vede o fisură. Nu știu ce expertizare dă sub domeniu să poată să comenteze aceste lucrări. Acolo au fost proiectanți la vremea respectivă, au fost diriginți de șantier, au fost verificate de statul de stat în construcție. Cu toate că sunt acele discuții, că s-au făcut, s-au autorizat, până la urmă vom vedea, dar pe acolo trec oameni. N-a fost pusă viața în pericol nimănui. Eu cred că ar trebui să se abțină în a face anumite comentarii și o tot dă așa, cu strada primarilor, că nu știu cum, cu consilierii de vină. Nu cred că noi, consilierii, suntem de vină. Noi avem un mandat, ca și el, am votat un buget, cei care l-au votat, avem primar care are și decizii. Oamenii se ocupă de proiecte, de avizile, avem un viceprimar care a fost votat cu girul lui, a însărcinat pe cineva să ocupe de treaba asta. Suntem în faza ca să vedem, nu sunt bani, nu-i numai la noi treaba asta. Suntem conștienți că trebuie tot și cu toți ne dorim, dar nu cred eu că are el un decuraș, un joven, îl scoate mâine și vine să facă treaba. Dar trebuie să terminăm dreapta odată cu campania asta prelungită pe care o face, electorală, din blagetul mandat la atâta face. Deci, îmi pare rău să spun, eu am o părere bună despre el, că e gospodar, muncește, dar nu așa să faci politică. Haideți să lăsăm odată nebunia asta, să lăsăm oamenii care, în momentul de față, sunt sărcinați să-și facă treabă, să-și facă treabă și să terminăm cu toată postarea asta. Vedeți că deja ați ajuns în derizoare, stat în derizoare, sunt oameni care vă comentează, domnule, mai oprește-te, chiar nu ești tu ăla care poți să-i faci toate. Îmi pare rău, încă o dată spun, nu mai ai experiență politică, nu mai arăta, nu mai pomeni numele meu, te rog frumos. Nu fac lucru cu câte amenință în Consiliul Local, dar termin odată, nu cu strada primară, nu cred. Strada primară și la Oneș, la Căl și la nu știu cum e. Trebuie să o terminăm odată cu nebunia. Atât am avut. Mulțumesc. Mulțumesc. Era domnul Busuioc și a spus cuvântul înainte. La luna trecută, la ședința de luna trecută, am cerut ca să ne formateze cât de cât drumurile și șanturile pe rata comunii noastre. Mai ales acum că avem și utilaj și îi punem un pic de la 460, măcar dacă aveți posibilitatea, că mâine până o să vină ploile și iar o să întâmple mai multe nenorociri, dacă aveți posibilitatea. Și pe drumul, ne zicea domnul Remus, la Poiana, la Vară, pe drumul Poiei, să-l decolmata, na.
Vreau să fii difundat șansa. La ceva acolo nu se face curba acolo, este difundat. Dar sunt șanse. Iau, nu-i șanse, nu-i curba. Ba da, e început. Domnul primar o să ia inițiativa, o să trimită pe băieții, că avem angajat acum și, cum se cheamă, tractoriști, excavatori. Dar nu, dar n-am zis să... Da, domnul Johnny, deci n-am fost învățat niciodată cum consilier, cum sunt eu. Domnul primar mi-a zis la început, voi fi un consilier divers, chiar dacă o să fiu crezut nemult pe dreptate, domnul primar. Nu știu să spun treaba asta, domnul. Dacă vă considerați așa? Am încercat să stăm cu toți la masă, dacă nu mai e. Dacă o mai zice ceva de-a dreptul. Nu se înțeleagă, deci nu se poate. Haide, domnul, nu vreau să încheiem lucruri diverse. Dacă mai e nevoie, mai continuăm la sfârșit. Dar ce vreau să vă spun eu, este iris. Chiar avem, noi suntem consiliul local, suntem aleși populație, să reprezentăm în consiliul local, nu pe Facebook, dacă avem ceva de și ceva nu ne convine, în consiliul local se poate face proiecte, se poate veni cu tot ce fel de soluții, nu doar de rețele de socializare odată pe lună, când vin el, la revedere Torinul, la revedere Leves sau, mă rog, Iași, eu nu așa face poate și numai acuzând, dar tu cu degetul. Domnul Remus, spuneți ce ați făcut de-a lungul că sunteți în politică în 2008, de-a lungul timpul dumneavoastră, mai ales mandatul ăsta face spate din putere, dar nu suntem în opoziție. Spuneți ce beneficii ați pentru comuna asta, dar tot cu degetul și cu degetul altceva, n-am ce să mai spun. Sunteți penibili, dar sunt de rezolv. Acuzați de 1 milion de euro. Acuză 1 milion de euro. Cred că acest domn nu știe ce înseamnă 1 milion de euro. Podul de 1 milion de euro. Domnul ăsta nu știe, nici măcar nu știe câte milioane de euro avem de genul ăsta. Deci avem 110. Câte milioane de euro, că te-ai pronunțat în euro? Păi tu ești în Italia și vorbim în euro. Vorbim în euro, cum să spui prostiile ăștia? Un pod a costat 250.000 de lei. Ron, nu în euro. Atunci lumea de zor, nu mai facem rău acestei comune. Asta ajunge. Vină, să nu ieși cu tine tot patru. Propune domnule primar pe Facebook să dăm indemnizația noi. Că avem consilier, pe asta înseamnă minte electorală. Avem noi drept cu așa ceva? Domnule, ne păcați în pușcărie, domnule, păcați oameni în pușcărie, ceea ce spune de ta. Cum să dăm noi pentru a pune balasul domnul noi indemnizat de consilier local? Legile sunt făcute pentru așa ceva. Care nu își merită, nu își merită, care își merită, decide populația. Dar nu poți să vorbești prostii din astea. Așa ceva, că dorim noi indemnizații să punem balanțul drumului. Ce îi permite, domnule primar, așa ceva? Păi te bagă în pușcării. Păi mai fi populism, nu mai păcări oameni. Ajungi. Dintr-un proiect din ok, nu ceva. Nu mai vorbesc de domnul Remus. Da, am întrebat. Am o întrebare pentru domnul primar. Mai personal, așa. Domnul primar. Nu prea am încălcat proprietățile cetățenilor fără voie lor. Asta este echipat la primărie și mi-a străiat de 4 sărcini pe terenul proprietate. Vedeți că alimentarea cu apă nu se întinde toată suprafața aia. La Bălânea asta, la Popea. Acolo erau 4 răchiți plantate pe terenul meu. Deci terenul, limita care am cedat de bună voie și neslit. Nimeni este pe la stâlpul de lumină, vine pătrățelul așa și se închide frumos, se duce încolo, către proprietatea lui. Au, e frumos, ca, măcar dacă se ducea după aceea și strângea treaba aceea acolo. N-am zis nimic, nici n-am avut. Bă, ați trecut într-un moment greu și cu ocazia asta... O, da. Aici, dar n-am vrut la prelea respectivă să spun și nu. Adică e păcat să... Eu avem tot acest sistem care dumneavoastră l-ați finalizat. Ia să cu recepția și nu avem zona de protecție, domnul. Dar nu-i treaba. Păi dar domnul... Dar nu-i treaba. Adică era... Nu e voastră ca primar și acum este ca proprietar. Zona de protecție. Nu înseamnă zona pe care n-ar să te face și bolii de domnul. Nici eu mai fac. Asta nici n-am... Zona de protecție a unui sistem de alimentare. Domnul primar. Acesta nu este proprietatea primării, domnul primar. Nu este proprietatea primării. Este făcut pe terenul de... Nu știu ce spun. Deci nu este proprietate. Deci nu este proprietate primării. O susțin jos. Dacă vreți să mergem mai departe. Bun, la urmă, dacă mă fac undeva, să-l dă un
să este cumva proprietatea primăriei prin spate, mai departe acolo? Păi și atunci, despre ce vorbim? Nu asta domnule, nu am făcut eu proiectul, era demarat, domnule, avizele nu le-am obținut. Eu am mers pe un proiect care era început. Haideți să nu mai dăm iar. Era început proiectul, da? Da, s-a mers înainte de asta. Acum ce vreți să spuneți? Toată zona aia trebuie să o las nașul, să o ia primăria. Domnule, zona verde. Eu ne-am înțeles și cu cei de la APE. Eu nu iau teren. Primărie, instituția asta. Dar cum să le ia? Domnule, cum să le ia? Atunci îmi dai descăpubiri dacă e ei. Avem o hotărâre de Consiliul Local. Dacă domnul secretar și-am să depun o cerere și-am să căutăm acea hotărâre, prin care toți cei care au fost afectați acolo, ce erau? Se descăpubească la momentul. Primărie. Dumneavoastră unde erați atunci? Eram la primărie. Așa. Da, eram primar, nu eram Consiliul Local. În Consiliul Local să dau hotărârile domnul primar. Păi da, dacă facem abuz din forță de așa, atunci astea să ne întâlnim o altă surpriză. Eu, dacă e vorba de așa, am să intentez un proces. Să cer descoperiri către primărie. Păi dacă văd dumneavoastră, vă ducem cu gândul că vreți să-mi luați proprietatea de acolo. Nu cred că este ok. Am luat destulă sudarmă. Destul să dau unul pentru acel proiect de arătare poate. Eu vă rog. Facerea de bine este să ceva. Da, din ce? Eu vă rog să... Chiar să intentați un proces. Eu chiar am să... Nu cu mine, cu primăria o să vă rog. Și chiar vă rog. Uite, dacă considerați că sunteți... Eu v-am spus omenește. Și eu tot omenește. Și știți foarte bine că acea suprafață din teren nu este suprafața bine. Pentru că ați avut... Primăria nu-l are, noi nu avem, uitați-vă în domeniul public sau privat al comunului Brest, dacă vedeți terenul la Stohăriști. Deci, cel teren este teren ce aparține oamenilor. Oamenii din bună voie, într-adevăr, nu. Știți că un proces intentat, eu așa o văd, nu sunt specialist, dar cineva l-a plătit. Chiar vrea un proces de ăsta și nu contează câți ani au plătit. Vă spun eu, statul va reglementa lucrul ăsta. Resursele de sub solul... S-a statul. Dar asta nu înseamnă că pe deasupra faceți dumneavoastră ce... Dar nu fac eu. Păi dar nu trebuia să ne vinde să dareți închise. Fără măcar să mă întrebați. Că eu eram de acord. Nu sunt eu bine bun. Să accept lucrurile astea. Și am acceptat că eram acceptat destul. Când s-a plasat acel puț acolo, eu m-am trezit că îmi tăia muncitorii, îmi tăia porumbul de acolo. Și punea porumbul. Și astea sunt ziua. Dar eram primar și vreau să o schimb pentru comunitate. Nu se poate așa ceva. Și nu măcar dacă se rezolva problema. Nici măcar dacă s-a văzut. Nu avem apă de două luni de zile. Căriga, puneam așa, dacă sunt condamnați. La mai mult decât atât, dau apă, ca să știți și din societatea în care sunt și eu acționar, dau curent ca să aibă lumea apă. Și tot nu avem apă. Atât. Hai, domnule Joaia, și măcar lăsați pompa aia ilegală care am pus-o de acolo să fie deschisă numai pentru partea aia. Nu... Nu, e deschisă toată. Acum și partea aia moare apă. Nici măcar o oră dimineața. Să ai un oameni zbuc ție un cam, dacă spui la un cățel. Haideți să nu mai intru. N-am vrut să intru și să mă aprind așa, dar nu-i frumos. Domnul primar, vreau să vă întreb și eu. Am câteva persoane acolo lângă mine, prin zona noastră pe acolo. Vor să strice acoperișul la casă. Vreau să-mi spun și mie unde s-a găsit loc să ducă omul, țeglă tot ce are omul de dus de acolo. Oamenii au venit și chiar și ieri au venit la mine vreo 2-3 ori ca să știa că avem ședința în Consiliul Local și trebuie să-i dau un rezultat unde se duc oamenii, țigla și tot ce este. Bolusul ăla. Am discutat în ședința de oameni. În primul rând, ei trebuie să vină la primărie, să vină cu o solicitare. Ce-am discutat, mă? Asta o faci, oamenii așteaptă. Noi spuneți dumneavoastră cum trebuie să ducă. Noi, nimic reprezentantul, deci pe care știm. Știm, dar nu spune acum, mă. Pentru că a deschis și că problema asta. Noi, primăria, identificăm un loc care are oameni ascultă, dar ar trebui discutată problema și afișat undeva ca oameni să știe nu ce cu noi. El nu are voie să ducă până de-am început noi, pentru că e crimin ca așa. Dar haideți să stai cu mine și unde așa. Și unde nu te-ai ridicat o suprafață de teren? Aia am votat să-mi spun ședința de Consiliu. Deci am votat. Am votat un subiect de votare. Am votat. Deci am votat să-mi spun de așa. Am stabilit funcții de materiale care sunt în acele demolări. Pentru că pământul se folosește în sprijinul din maluri. Deci v-am zis, avem locații stabilite. Dar ei trebuie să vină la noi, nu sunt cu ce el să nu-i arunce mie azbestul unui duc pământul. Dar nu rău, dacă nu sunt cu oamenii știu că acolo trebuie să ducă aia cu oamenii. Nu, deci ea sunt la primării, sunt la cerere. Îmi pui cerere și am venit la noi.
Tot ești de parte. În primul rând trebuie să ai decizia de demolare care trebuie să fie ca urbanism. E o parte la punctul până la autorizația de demolare. Hai să vă facem. Păi eu te am cele de demolare? Are, vine pe secundul. Nu are, e nici de primă. În fața cele respective, primăria e... Îi trimiteți la primărie. Deci în momentul când vine la primărie, ele vor trebui o urmă de urmă, ei vor urmă de urmă, și nu ai stabilit. Deci, până știm, noi îi arătăm, că noi indicăm lor, să vedem ce demolează. Și dacă este acoperit, dacă sperieți din pământ și mai am, dacă sunt DGA, dacă sunt din aia, avem... Doar țigă. Țigă. Are un alt lucru. Doar țigă. Și nu știu cum s-a făcut la mine. Haideți, dacă am epuizat punctul de vedere, propun să trecem la primul proiect de ordine de zi. Proiectul hotărârii privind aprobarea organogramei și a statutului de funcții pentru a face specialitatea primarului Comunei Livezi de Țibacău și a structurilor subordonate Consiliului Local Livezi de Țibacău pentru anul 2023, inițiat de primar și adus din partea tuturor comisiilor de specialitate. Întrebări? Favorabil. Avem un loc de fundamentare, întocmitul de serviciul de compartimentul de resurse umane, prin care spune așa, necesitatea înființării unui post de funcționar public în cadrul compartimentului stare civilă, arhivă și juridic, este pentru desfășurarea activității de stare civilă. Postul propus pentru desfășurarea activității de stare civilă are prerogative de putere publică, în conformitate cu ordonanța de urgență 57 din 3 iulie 2019, privind codul administrativ, articolul 369, litera B și articolul 370. Activitatea de stare civilă este desfășurată la momentul actual de Secretarul General al Comunei. Datorită volumului foarte mare de muncă, pentru ușurarea activității Secretarului General al Comunei, care are atribuțiuni de serviciu conform ordonanței de urgență 57 pe 2019, se propune înființarea acestui post pe funcție publică pentru înregistrările de stare civilă, care sunt operațiuni de consemnare în registrele de stare civilă a actelor și faptelor de stare civilă, precum și altor elemente prevăzute de lege, operații efectuate de către organele cu atribuții de stare civile din administrația publică locală. La celelalte compartimente nu intervin modificări. Deci până aici cred că este clar. Dacă vreți să puneți întrebări, noi vă răspundem. Da, eu vă așa sper. Cred că s-a spus mai timp. Hai, cu domnul Busuior, ce îți mai spune? Doamna președinte, domnule primar, de la consilier. Da, este bine, că văzând volumul foarte mare de muncă a domnului secretar, da, este bine să mai avem, dar să aibă o normă întreagă, nu mi se pare normal. Că acum văd mulți angajați după ora 12 stau și numără gâștări, dar nu sunt zic prin curtea primării. Eu nu vă fi de acord cu acest, doar cu jumătate de normă, dacă se poate, da. Dar nu putem să avem un culor întreagă majoritate. De la ora 12 treci la 12 vezi, 1, 2, 3, 4, zic măi, mătru, puneți cum e la gândul vostru. Voi să dea activitatea celor din primărie. Haideți că depășeți cu asta, cu la Berzunț. Vreau să aveți cum să vedeți în vedeți, când ați fost la Berzunț, să vedeți cum lucrează. Deci, da, nu e așa, nu poți să vă urmă. Deci, aș fi de acord cu jumătate din oameni. Deci, ok. Eu nu m-am gândit. Bun, terminam la vot, poate vă convin până la final. Haideți să vă spun adevărata chestie și ceea ce vrem să facem. De ce ne-am gândit până acum? Domnul secretar, volumul lui este foarte bun. Omul nu poate, trebuie să avem o persoană care într-adevăr se ocupe și să poată să putem lucra, să deblocăm acest sistem. Domnul secretar nu poate să ducă în concediu, nu poate să ducă la medie, nu poate să ducă, este legat de bine. Vorbim aici nu numai timpul de program, luni, vine. Domnul secretar vine și duminica, domnul secretar vine și sâmbătă. Și trebuie acum. Noi nu o să angajăm. Haideți să vă spun cum. O să încercăm să vină din interior, dar trebuie să dea examen. Obligatorie este funcție publică. Da? Domnul secretar?
Deci trebuie să fii, nu poți să fii funcții contractuale, obligatoriu la NFT Nigeria să fii funcționar public. Și o să încercăm să fie din interior, să dea examen, adică unde mai e, că n-avem nici nu. Important e să înființăm postul, pentru că a fost cumul de funcții. Știi, poți să o cumul de funcții dacă dă să nu funcționa public. Nu am pe nimeni care să vină, dar trebuie deblocate acele probleme. Da. Vă rog, domnul Sfântul. Bine, mă deranjează și știi, să înființează un post, n-ar fi o problemă, dar putem fi dispoziții primar. Avem jurist, avem, putem să delegăm atribuțiile și altele la sine. Pentru că am fost și secretarul până acum și n-a fost înființat un post. Știți, postul din nou iar costă bani comuni, iar în plus. Bine, nu mai contează, dar pe mine mă mai șir. Da, fiindcă văd aici pe șofer, postul de șofer pe Pico, ăsta, fiindcă din câte am înțeles de la Cotanerare, am un salariu foarte mare, deci e făcut o discriminare între angajații instituției. Adică nu poți să ai cu salariul viceprimarului de 8200, un șofer. Adică e, deja e ceva de care are Lucia. Un tractorist. Adică nu știu ce beneficii ne aduce nostru un tractorist, în plus valoare, faptul că el este angajat cu un tractor care, nu știu, primăria, cum ne vezi, nu avem pământ de arat, de scuit, de făcut, așa ceva, nu-i văd rostul. Adică și salariul de diferență între șoferii pe care avem. E diferență foarte, foarte mare. Adică cum s-a ajuns la salariul ăsta? Studii la Oxford, nu știu dacă are, dar vă spun că ajunge ca studii superioare, să fii tot tip studii superioare, un șofer. Nu se poate așa ceva. Eu înțeleg că e de la USR și s-a negociat postul, dar hai să vedem. Că el a fost consilier local, consilier local a luat un jur, a jurat, fiindcă va avea interesele comune, de fapt interesele dumnealui și au toți ăștia din USR. Eu nu văd altă prin interese. Fiindcă din postul de consilier să treci plâns că vei va ceva, te duci pe un salariu de 1200 de lei. Aberant, întrebați toți angajații instituției, au, toți vorbesc, nu e normal. Din punctul meu nu e normal. Da, referitor la acest punct de pe ordinea de zi. Și domnul Costa. Și domnul Costa, ce scuze, m-am văzut mai târziu. Înțeleg. Prin prisma stării de, eu știu, poate chiar și starea de sănătate a domnului secretar. Na, de-a lungul timpului a fost afectată de volumul mare de muncă. Dar totuși, știu că se putea delega aceste atribuțiuni, doar starea civilă și și arhiva. Înainte aveam un arhivar care era pe post contractual. Acum vreți să faceți neapărat post de funcționar public, care n-a necesitat. Dar nu e vorba de compartimentul ăsta recitiv. Nu, vreau să merg mai departe. Nu vreau mai departe. Aveți un aviz de la Agenția Națională Funcționare Publici pe tema asta, care sau o adresă în care vă impune? Pentru că da o dispoziție să nu uiți unul dintre funcționarii publici, pe lângă activitățile care de exemplu, nu știu, poate fi la Hidă sau... Îi vom aduc aminte că starea civilă o face și primarul, la comunii și la... Deci, oficiază, mai vorba de documente. Da, nu cred eu că, la urmă, documentele sunt niște documente care se scriu, se poate da unui angajat la primării prin dispoziție. Nu știu dacă chiar neapărat trebuie să ființăm un post, care, așa cum spunea și colegul, cu siguranță va influența bugetul de salarii și cu o sumă nu micuță, pentru că un funcționar public nu îți vine cu 2 lei, ci măcar cât are tractoristul. Mă voi abține la acest punct, pentru că nu înțeleg momentan dar haideți să... Referitor la acest post, vreau să revin în spate cu angajările, cu nu știu ce, fiecare are dreptul să se angajeze în România. Deci nu sunt acolo, o să zici, trebuie să zici pe imagini. Vreau că vreți de interior. Haideți să... Da. Vreau de interior, să vă promovați și de interior. De interior. Deci nu sunt... Deci transformăm postul să-l avem și o să încercăm din interior, pentru că... A spus foarte bine. Nu știu acum acuză, eu nu mai fai, o să vină din exterior. Ascultați, nu. Dar nu va fi vor, da, din interior. Ascultați, foarte bine. Da, haideți, domnul. Vreți să nu dai pe dispoziție și dați-mi. Haideți să vă spun. Discuțiile
Ministerul am avut și cu angajați. Inclusiv cu jurist. Cu domnul secretar de față și-a stat tot și resurse numare. Să preia juristul. Juristul nu iese din localitate. Omul preia fără nicio chestie prin dispoziție, nu era niciodată. Dar fiind problemele astea, sâmbătă, duminică. Și pus un început din domnul secretar. Certificate, pe, dacă l-a dus în comună, poate este. Am încercat, am vrut să punem, să o dăm la bibliotecă. Nu avem nimic de ascuns. Nicăieri a lucrat pe chestia asta, asta un domn secretar, o perioadă în care lucra și l-a ajutat și chiar s-a descurcat. Am făcut adresa mai repede, exact ce mi-a spus, trebuie să fie funcționar public. Dar aveți o și specializată, în direct, adică... Da, dacă... Eu cu consilierea, s-o ocupeam mai mult așa de agricultură, dar poate fi și secretar. Nu mai vin? Nu știu. Dar vreau să vă prezint și domnul secretar. Am înțeles. Domnul secretar. Domnul secretar, o să vă spun exact ce v-am urmărit. Solicitat la Consiliul Județean, la Direcția Județeană de Evidența Persoanelor. Am sperat să se poată delega prin o dispoziție de primar atribuțiile de stare civilă. Ca să pot pleca și eu, o dată, în concediu. N-am reușit niciodată să intru în concediu. În momentul în care am făcut referatul acesta, cei de la Bacău au spus că doar funcție publică. Cei care au fost chestionați, o parte au fost chestionați și întrebați dacă pot să desfășoare activitatea de stare civilă. O parte. O parte nu au putut, o parte nu s-a putut. Asta mă gândi că vreau să plecați cu băgerul, vă spuneați plecați cu băiați. Dar fiți interiorul nostru. Am avut situații de genul ăsta. Imediat după cum e dispoziție, o plecat în concediu medical. Ajungerea la ajungerea la o plecat în concediu medical. Deci, domnul consilier Sorogiu, dumneavoastră mai știți chestii pe aici. Nu poți să pui în stare civilă pe cineva chiar care nu vrea. Vă dați seama. Vă-ți faci ca și șef de instituție, te gândești la orice. Dar e o bombă aia. E o bombă. Și trebuie gândită și stabilită clar. Pentru că ne norocim cu oameni. O greșeală dacă s-a făcut într-un an. Apar problemele astea. Mai ce să-i fac? Ce să-i greșești și judecătoria? Deci, dar... Domnul Sorogiu, unai să greșești. Judecătoria greșești. Unai să greșești că ai greșit și unai să greșești că ai bun. Dar poate propunerea domnului Crăciun, Gioane, este foarte bună. Bineînțeles. Poți să-i primar un funcționar public care s-a făcut de De ce este ședință de Consiliu? Și tot timpul ați văzut. Lăsați-mi să vorbească, lăsați ideile lor, pentru că nu am nimic. Deci nu cred că asta că am eu vreun scop sau vreun interes. Interesul meu este doar să funcționeze instituția. Doar să mai face vreo și cum, dacă dă un mărul salariu, nu la salariu și nu face nimic. Dar ideea asta este să fie din interior. Aia, eu ce spun, dar tot îl aveți. Bun. Domnul coleg, cu privire la postul ăsta, e un post foarte deosebit, să știți. Asta e un post în care se lucrează cu documente oficiale, care documente nu pot fi oricând lucrate la el. Pentru că asta se transmite și vârful de aia. Asta e nevoie de un document. Pentru că asta e vorba de... Este foarte important postul ăsta. Chiar dacă la prima vedere crede mai că el nu oficial doar căsătorit, faci tot ce ține lui. Tot ce înseamnă în stare civilă. Eu cred că este un post foarte important și chiar nu pot spunea vorbul cu jumătate de mărul. Este un post de normă întreagă. Trebuie să ai un om care să te aibă o școală, să scrie frumos, să fie disciplinat în scris, ca așa cum de regulă secretarii sunt în acte, când e vorba de acte. Este un lucru destul de laborioasă și cred că trebuie să fim atenți totuși, domnul primar, atunci când vine vremea să ocupi postul cineva. Eu sunt pentru post, să știți. Să ocupe postul persoane care chiar se potrivească cu postul în sine. Este un post foarte important, să știți. Iar cu privire la ce a spus domnul Busuioc, nu avem o calitate de consilier local să judecăm noi angajații primăriei, că unul și de... Dole, noi avem, în statutul de consilier local, avem niște atribuțiuni.
Ce se întâmplă în primărie, are și primarul, e primar, viceprimar. În ce calitate și bărfiul noi angajați primărie? N-avem niciun drept să facem treaba asta. Nu le face nimeni treaba asta, știi? Ei își fac singură treaba. Și dacă din angajații primăriei nu s-a găsit unul să fie de acord, să preiau funcția asta de postul ăsta de... să lucreze ei sau degeaba. Tot s-au treabă, dacă vor să muncească. Deci noi, să nu vă faceți impresia că există un angajat care stă degeaba. Și ea va, nu e adevărat. Ba din contra, eu am soția la primărie și vreau să vă spun că seara când vine acasă este epuizată. Eu vreau să vă spun așa, este un stres foarte mare în primărie, oamenii la primărie vin să-și ceară, vin să-ți dea, nimeni nu vine să-ți dea la băut. Toată lumea se cere, că așa e valabil pentru toți care au primărie și pentru primari și toți cei care se scriu din băut regea. Nu e așa de ușor. Deci să încercăm să evităm să bârfim oamenii care muncesc, pentru că ei și-au ocupat posturile pentru că printr-un concurs nu i-a fost nimeni de acolo, că vreau cineva să-i pună acolo. Pentru că trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre oameni. Să-i respectăm, pentru că ei chiar trebuie să-i respectați, să se muncesc. Deci o parte din acasă primării și fac datoria. Ok. Sunt o parte care... Îi treaba cu unii primării, dar nu-i așa care e ca și la politici. Domnul, dacă toți faceți politici, nominalizați cu... Nu vezi că persoana respectivă care nu fac treaba, dacă vă deranjați, că dumneavoastră se poate spune cu mâna. Am văzut ce v-am spus. Uite, domnule primar, persoanele de nu fac datoria. Adică... Așa spune. Dar după ședință degeaba... Facebook? Degeaba ziți. Primarul este aici, el răspunde discuția. Că nu ca așa cu treaba, că n-am știut să fac, nu i-am ascultat. Explic acum, domnule primar, salarii foarte mari, domnule primar, cu tare, oamenii merită, angajate. După aia scrie altceva pe Facebook. După aia se interpretează altceva. Când favorizăm pe cineva. Nu. Și angajat de primărie trebuie să facă treaba în totalitate, nu există. Există. Și de asta sunt angajat. De asta sunt angajat să ne reprezinte pe noi. Adică să ne... să dea la... Cine este de acord cu acest proiect? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Abțin cu condiția să vedem ce se poate găsi de interior. Am spus o dispoziție de mare, convințele persoana ta. Cine se abține? Surugiu, 1, 2, 3, 4. 5. Așa, hai să nu nominalizăm. Deci, opus Petru. Uite, e pe Facebook, ce drag! Dar nici nu văd. Doamne, Facebook! M-a convins domnul Costea, te văd. Îi zice, m-a convins. Domnul Costea. M-am ascultat ce a zis domnul Costea. Când a zis domnul primar. Că nu-i până la capătă. Nu aparține vorba vine nimănui.
Care trebuie sprijinit? Stai, nu, mă refer ca așa, mi-a luat vorba din grup, mi-a luat și domnul Remus. Ne aparțin comunității, asta vrea să spun că nu aparțin familia. Comisia Vizii Specialitate, nu se au unul. Comisia cu al doi, la unul ăla. La unul, la mine, spune, mi-a fapt avizile, domnul secretar. Azi din grup. Aici discuții, dacă nu cred că sunt, nu. Hai să trecem la proiect. Este pentru toată lumea, da? Unanimitate, da? Proiect de hotărâre, punctul numărul 3. Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, Consiliul de Administrație al Școlii numărul 1, Univers, anul școlar 2022-2023. Și dacă mai fi o ședință, dar au solicitat asta. O să mai fi. Da? Bun. Cred că cel puțin nu. Da? Dar oricum trebuie să fie acolo, chiar dacă trebuie să fie acoperit. Da, da. Păi școala, școala a solicitat un reprezentant. Acum, dacă dumneavoastră aveți propuneri... Da, normal. Avem propuneri, nu vreau eu nicio. Dacă cine a activitat, cine a solicitat o locuire? Cine nu? Pentru Pico. Nu mai este consilier. A, da. Dacă nu vă deranjează... Vă rog și eu pe cineva. Vă rog, domnul Costea. Doamna Lucimare, haideți să propun un om care chiar are cunoștință, nu? Din punct de vedere, să nu facem de rezolvare. Eu îl propun pe John Crăciun, pentru că omul ăsta știe ce înseamnă. Că nu e de pe acolo. Doamne, sunt niște lucruri că... Deci, vreau să vă spun, ați văzut câte probleme sunt cu școala acum? Nu mă ajută, nu, 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 nu. Ați văzut ce probleme are învățământul, la nivel național? A fost nevoie, odată, până la care am deschis un subiect în primărie, în Consiliul Local, și s-a inflamat toată școala de la Levenț. Realitatea era, de fapt, alta. Dar noi nu vrem să o recunoaștem. Eu zic că ar trebui să punem o persoană care să participe, chiar să participe la ședințele din Consiliul Profesoral sau ce se discută acolo și să ne informeze și noi Consiliul Local. Până la urmă, tot ce înseamnă activitate în școală trece pe aici, la noi. Noi avem cunoștință oricum. Puneți un om care să pricepe. Adică, nu e nevoie de un om care să pricepe treaba asta. Nu să pricepe, trebuie să spuneți că domnul Consiliu. Ce activitate de școală gestionăm noi ca școală locală? Domnul sindicat, pentru ce primăria cere ca un consilier local să facă parte din consiliul? Așa, ce vă întreb eu? Credeți că primăria este indiferent sau este indiferent și se dă pe școală? Dar este activitatea care gestionează funcțională a școlii este indiferent. Tot ce înseamnă activitatea școlară, care e calitatea școlară? Didactică sau din infrastructură? Tu din infrastructură vorbesc. Dar aia ceva. 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 Și vă treziți după aceea calitatea atunci când cineva vorbește și poate legi spune ce spune, da? Foarte bine. Credeți eu am adus o certificat de activitate. Credeam să mă duc la școală. 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 Nu vorbeam de fiecare. Nu vorbeam de valoare. Dacă sunteți oameni, v-ați înțeles domnul Budu, v-ați înțeles domnul Budu. Domnul Budu a pus, a gândit o spilare de gândit. A prezent și a prezent și a prezent. Eu știu ce vorbesc. Păi, rectificată activitate. Eu știu ăsta. De cum să nu ai bărut? Faceți vorbe cu oameni. Nu știu ce vorbesc. Nu am de pe aia. Nu am de nivelul Consiliului. Asta e nivelul. Hai să explicat om dacă nu închidem ședința. Da, nu terminase domnul cea de cea de a fost. Păi, domnul nu știu banul ăsta. Păi, scurt, refuzul. Păi, da. Nu se refuz. Nu se refuz. Nu se refuz. Nu? Nu se refuz. Doamna, și eu refuz, doamna. Păi, cum adevărat? Cum se refuză? Oamenii ajung foarte greu. Doamna direct, pentru că având
Eu cred că e o propunere bună și acoperită și pentru voi ca și Consiliul Local. Veneam oamenii și nu am dat invitații. Domnul Giulio nu a refuzat pentru că știi de ce. Nu sunt nici nevoie. Având în vedere faptul că doamna este la serviciu și acoperă și trebuie. Și dacă vreți, puteți întreba oricând în Consiliul. Doamne, ce vreți? Da, este unul din comun. Nu este unul din comun. Dar el nu. Nu, Alinta la bancă. Este și el în Consiliul. Alinta? Da. Am unit față. Dar și el din comun. Eu vorbim ce eu să am de eu vorbim de ce eu am stați. Fii de unul din comun, adiceți. Este unul din comun. 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 Este am să fac, dacă îmi permiteți, domnul primar. Da. Având în vedere că dacă doamna nu are ce să facă, poate mai aduce unul. Mai trimite primarul cu un poliție. Care e practic, dar nu se poate. Da, se poate. Ca la mine. Prezentați obligatorii sau să delegați care și ceva. Nu mai trimite legatul doamna. Dar din doamna acolo eu semnez. Adică e clar. Aia e sigur. Da. Deci, nu știu ce am să vedeți și dumneavoastră cu copii și... Înainte avea societatea să o delegați, asta mă refer. Nu, e bun, asta e bun, asta e bun. De mult, dar să știți că... Dar știți ce am vorbit? Da, domnul. Despre ce am vorbit? Despre delegarea... Nu, am vorbit despre altceva. Istorie! Hai, cine este pentru alegerea primarului în Consiliul de la școală. De consiliul administrativ. Deci era un consiliul local. A consiliului local. Deci primarul și consiliul local. E consiliul este separat. 3, 4, 5, 6, 7. Ionel Busiu, 8. 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 Nu vă gândesc dumneavoastră, eu asta am citit.
privești la altfel, da. Da, aveți atenție distinctivă, da. Aici, conform raportului în specialitate al doamnei contabile, în conformitate cu prevederea de articolul 57 din articolul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, coordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților federative până data de 31 mai anului următor conturile de execuție ale bugetelor prevăzute articolul 1 aliniatul 2 în următoarea structură la venituri. Prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive și încasări realizate și la cheltuieli credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive. Acestea sunt venituri totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31/12/2022. Aici aveți o situație întocmită cu doamna contabilă, cu toate intrările și ieșirile pe anul 2022. La sfârșit mai înainte l-am dat domnul primar.
Azi noapte m-ai chinuit ăsta. Mi se pare că o persoană care face servici la trei săptămâni... Bine, da, vreau aceeași ceva. Aceeași ceva. Aici, acolo. La sfârșit. O campanie electorală. Și o dată nu te zici, dacă nu te gratuit. Da, da. O dată nu te gratuit. Campanie electorală, 400 de aceea. Haideți, dacă ți se pare că este... Adică, eu vreau, chiar vreau să faci un mobil. Puteți propune, domnul consilier, puteți propune, la propunerea dumneavoastră, puteți face de serviciu și consilieri de la tâmpi. Și vă fac un grafic? Da, dar se poate. Dacă avem timp. Eu am zis. Dar nu-i treaba noastră. Nu. Nu. Poate nu-i vin să... Noi avem asta tot aici. Ok, dar puteți? Dacă se dorește așa o comisie de evaluare, asta cum te-a gândit. Dar noi nu-i treaba noastră. Puteți face? Da. Domnul primar, puneți măcar băieții să se repare grafic cealaltă cu săptămâna. E mai mare risc. Să vă cam reparat. E mai rău la să mai mult. Sigur, măi. Pui bani pe acolo, iese pe partea cealaltă, ăla intru cu căruța pe aia, fuge pe acolo, trage pe calul. Da, așa a fost tot timpul, și unde era vreo. Nu, ui, ia, da, 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 anual se fac asta. Da. Am făcut-o, da. Să avem 2020.
pentru acasă, la cor, dacă zice. Rezultă din procese verbale de... Da, legea nu spune așa ordonanța 57. Raport individual care se aduce la cunoștință prin grija secretarului, se aduce la cunoștință raportului de activitate individuală a fiecărui consilier local, inclusiv de primar. Dar nu aveam un tipizat indicator? Efectiv, dar așa. Îmi dă cont și parolă. Deci până cu 5 luni trebuie pe mii în loc. Auzi, Dani, da, sunt eu, dar cu ăstea, tocmai am avut o mână instituția pe care mi se spune să vă anunț, să vă atenționez de raporte de activitate. Da, 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 nu le-am. Nu, 8 voturi pentru, da? Și am zis, doamna contabilă, transmite în felul următor. Dacă aveți de cine este împotrivă? Oricând mergeți la dumneavoastră ei și indiferent cine să vă lămurească. Și deci, Johnny Dorinel Nelu, și Dan Surugeu, și Fusiu, dar Fusiu, dar Fusiu, cu tine. Dar să vă lămurească la voi. Stați pe soare. Dar nu mă împotrivă, că am văzut, nu mă înțelegeți. Am ceva simplu. Haideți, care? Domnul. Care grijă face voi, nu ați înțeles? În ședință de comisie. Când mai știu mea. Și așa vă spunea. Nu mi se dă de calitate. Ascultați un pic. Discuțiile astea. Să facă în altă ședință. Ședință de comisie, nu să doamna contabilă, deja și nu știu eu. Dacă ai fost ședință de comisie. Dar nu vorbim de asta. Nu vorbim de asta. Nu mă dați de calitate. Da. Nu mă dați de calitate. Exact. Să vedem ce s-a mă cheie. Nu ați votat, nu ați votat. Nu o solicitați doamna contabilă. Da, am venit 3 zile înainte la doamna contabilă și am zis să mă prezint. Păi eu am venit președinte de ședință. Am venit 3 zile înainte. Doamna președinte, am venit la doamna contabilă. Așa e timp, domnule. Deci președinta de comisie trebuie să mă anunțe să ne întâlnim o dată să facem comisie. Chiar comisie? Păi dar nu mă anunță. Eu nu mă anunță. Domnul Remus, eu nu știu. Cred că trebuie să venim cu 2 ore mai devreme. Nu. Cu 20 ani. Cu 20 și cu 30 când vrea președinte. Asta trăiești. Președinte. În comisie. Ca să închide o săptămână mai. Când vrea el. La solicitarea 2-3 din consilieri din comisie se poate solicita întâlnirea imediat după ce proiectele sunt alcătuite. Atâta timp cât voturile din comisie sunt consultate. Poți să ne vină? Da, 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 da. Era vorba de discuții. Dar plata nu e consultativă. Nu mai e consultativă. Haideți să trecem la proiectul care vă interesează. Bun, deci proiectul a trecut. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree cu stăpâni și fără femeie la nivelul comunei Livezi, județul Bacău, inițiat de consilierii locale ai comunei Livezi, Avram, Butu, Durjan, Manole și Talaban. Aviz din partea tuturor comisiei specializate. Bun. O să luați numai pe Georgian, dacă vă doriți, să vă prezinți. Nu mai am și prezint, am prezint o altă trecută. Da, cred. Dar au intervenit modificări asupra acestui proiect. Dar data trecută, Georgiana a scris, așa a fost început proiectul care s-a luat în calcul undeva un număr de 3900 de animale. Acum am venit cu 100 de animale pe an. Și cu consultarea medicilor din zonă. Și aprobarea medicilor din zonă. Spune și. Dar nu se știe că nu se poate.
la acest proiect. Și chiar vreau să felicit consilierii care au luat această decizie, pentru că de la zi la zi aceste probleme cu animale, mă referim la preponderent căței, văd că invadează comuna, prețurile din contract cu cei care avem firma de ecarisaj sunt foarte scumpe, adică foarte scumpe, foarte scumpe pentru bugetul nostru. Și vine alții mai ieftin? Dar nu. E vorba de ceea ce se întâmplă cu animale. Bun, eu cred că este un proiect, este un proiect de nu. Deci se încadrează în cadrul legal. Exact ce se spune. Medicul veterinar, posibil local. Nu, nu-i plătit. Eu le-am plătit. Ascultați un pic. Nu știu. Face dracu' ea! Am spus clar, dă dracu' treabă. Mai importanți oamenii de noi, oameni, dracu' nu să facem. Haideți să vă spun. La bârsăni. Cine? Tu cine ești? Tu ai să te prezinti?
Domnul Mara, acum ca o mențire pentru tot alături. Dar nu ești de acțin sau ești de acțin? Cred că la momentul oportun, domnul Mara, o să organizați o licitație, nu? Păi da, să ne și noi o să vedem. Chiar vreau să vedem. Să vedem, să vedem. De asta, ați făcut foarte buget. De asta, ați făcut foarte mult. Deja de 3.000 de animale s-a ajuns la ceva. Cetățenii din bugetul comunei nu avem bani. Amândoi, da. Potrivă, da? Potrivă, da. Este pentru oameni, pentru câini. Câini să fie casă, să aducă și mie. Așa trebuie. Păi asta, asta trebuie să facem treaba. Sunt străzile pline de ghis. Faceți treaba cu ce? Dar ce vreau, doamne? Sunt anumiți oameni care nu s-au trebuit. Dar nu-i imaginea cu... Și vreau să te zici soluția de comuni. Bă, băi, vreau să vă soluție. Am venit voie cu soluții cu una. Nu vă poate combate nimeni. Proiecte a hotărârii. Ca să nu cumva de la comun. Proiecte a hotărârii. Dar ce faci de comun? Proiecte a hotărârii privind aprobat alegerea președintelui de ședință pe următoarele luni, iunie, iulie, august 2023. Propuneri. Dar nu vom fi doamna manalivație. Singura. Apoi mergi mai voie pe ce faci. Dar nu mai e doar să ne dăm niciun doar. Dacă vă faci de-aia. Da, da, da. E la două bun. Noi cu procedurile. Da. Cine este pentru Vasilica? Mai dacă mai sunt alte propuneri? Da, sunt un pic, avem mică. Au plecat de președință. S-a înfărit, s-a înfărit. Hai să stăm pleacă, că nu mai e de așa. Da, sunt mai grea și nici nu știu. Ați e care face concret un pic. Nu știu, e care face concret un pic. Dar nu s-a făcut, e face mai mult social. Nu știu. Deci cine este pentru acest proiect? Da, sunt. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 13 voturi pentru. Dar nu se poate să nu se zice de absolut. Nu te dă de absolut. Nu se zice de absolut. Nu se zice de absolut. Bine, dar nu ne știu noi. Nu mă abțin. Vreau să mă și justific, da? Deci... Hai că vii acum! Bun, hai că cu cea mai... Pentru Manole Vasilica. Pentru ce? Pentru Manole Vasilica.
Farore Vasilica, președinte de ședință, prima propunere. Proiectul numărul 6 a fost citit la ordinea de zi, care a votat. 4, 5, 6, 7. Sugică. 1, 2, ba da, 1, 2, 3, 4, 5. Sugică. Gică, 7. 7. Ok. 7. 1, 2, 3, 4, 7. Nu-i sop. Așa, ca e omul. Da. Asta vreau să ne informeze cu țării comuni în care Remus, cu pagini de socializare, adică Facebook-uri, este împotrivă, nu face parte din majoritate. Aici a demonstrat majoritatea și opoziția. Da, sigur, asta am spus. Să fiți sănătos, domnule.